Salut, bine ați venit știință la o cană de suc de portocale. Am rămas cu o restanță din video trecut. M-am prins cum să vă arăt că, cum sunt puse pe materie. V-am explicat de cât video trecut. Așa. Așa. Deci am pus poza din nou cu Andromeda din video trecut. Pozele nu le fac eu. Eu nu le prelucrez, nu nimic, nu le fac nimic, ca să nu ziceți că cumva îmi duc eu în eroare sau ceva. Există materie. Dar când a înghețat Dumnezeu, a zis a înghețat. Deci că nu e plat, asta v-am spus și video trecut. Când a înghețat, pe loc, că ele stau pe loc, toate stelele, nu pleacă nicăieri, nu se duc nimic. E dinamic. Și se mai mișcă lucruri acolo așa. Mai sunt lucruri care se mișcă, se sting, se aprind, pentru că sunt cu intensitate. Chestii cu dă intensitate. A demonstrat Dumnezeu tot felul de forme de a face lumină. Deci, până la urmă, și dă intensitate și dă schimbare de culoare, poate la o singură stea. Să schimbe culoare, intensitatea, să revină la N-cicluri, să fie cu jet, cu tot felul de forme. Există o dinamică, dar nu este statică. Galaxia noastră și sferică. Dar sfericitatea nu e plată, plată. Și sunt varuri, cum v-am zis. Așa. Și vedeți că mașa asta este neagră. Și de ce nu se vede? Tocmai pentru că materia nu emite lumină. Dacă sting becul, nu mai vedeți deloc. Vă știți voi cum e pădurea. Nu se mai vede deloc cămașa asta. Și lumina absorbe lumină, o să vedeți la sfârșitul videoului. Că numai puțin ce plec de lângă o oglindă cu camera și nu mai vezi nimic. Și e într-adevăr. Aici o să filmez la masa mea și nu o să se mai vadă. Deci așa e pusă Andromeda. Așa. Și mai sunt care sunt așa. Pentru că sunt valuri, iar valurile astea poate să fie enorm de mari. Poate să fie de 150 de milioane de kilometri, valuri. Nu numai unul, o grămadă, vă gândiți. De să văd așa. Și acum vreau să spun de Whirlpool, galaxia Whirlpool sau vârtej. Galaxia spirală. O singură chestie să vă gândiți, v-am mai zis într-un video, dacă urmăriți brațele, nu cad înăuntru, ce face un vârtej? Nu cade înăuntru? Și deci dacă orbitarea v-am pus la video trecut, se sferică, stele ca să graviteze în centrul în galaxiei, n-ar putea să descrie spirala, ar trebui să fie sferice sau eliptice, nici nu se cunoaște altfel de orbitare. Ce fel de orbitare spirală există? Că nu există. Din moment ce descrie o spirală, înseamnă că e o spirală. Și v-am pus Melcu ca să vă explic. Carcasa lunii Mel nu orbitează, nu nimic, în videourile trecute, da, vedeți Melcu. Dar de ce statică? Într-un singur fel s-ar putea susține un vârtej sau o spirală. Dacă întotdeauna e materie care să facă vârtejul, cu odată ce s-a dus materia în vârtej, în centru, numai să o recicleze, să o ducă înapoi și să facă spirala. Altfel nu se poate. Și nu se poate din legi necunoscute de care zic ei de gravitație să execute spirale. Deci galaxia spirală Whirlpool, ori statică, ori e pusă pe materie exact așa și acolo și are de unde să facă. Eu cred că este statică mai degrabă. Whirlpool, ce zic ei? Că iar zic că are două în diametru de aici până aici 97.000 de ani lumină. Galaxia noastră 100.000, cum vor ei? Cam atare s-a părut lor, ca la 100.000 galaxii. Asta e mai mică, săraca. Și de distanța, unii 23 de milioane, unii 30 de milioane, care cum vor, nicio problemă. Vă mai zic despre ea, deci că se știau din vechime, am pus o poză filmată în 1800 lor, nu știu cum. Vedeți acolo? Deci se cunoașteau din vechime că se vedeau, se știau. Isaia zice cel ce a făcut adunătura de stele. Este o adunătură de stele, este, dar nu cum credeți, dacă sunt cât luna. Poate să fie 1000, 2000.
dacă stelele cât luna, dacă nu mă crede. Și steaua centrală e gigantică, poate, din Whirlpool, cât soarele nostru. Și restul poate să fie cât luna. Și nu sunt multe, v-am zis, la Andromeda, poate să arate decât materia ca în sateliții lui Saturn. Nu sunt sateliți, sunt 80 de sateliți, 83, 50 sunt numiți de sateliți al lui Saturn. Dar în brâu de materie sunt multe bucățele de gheață, mii, sute, milioane de bucățele mici. Sunt câteva zeci de mii între 4 metri și 500 de metri și nu se numesc totuși sateliți și 50 de metri. Pentru că nu se numesc încă sateliți. Și de ce ar fi rămas materie? De ce n-ar fi rămas materie? Vă gândiți că imaginea lor este prea tâmpită? Că n-a rămas materie deloc. Din cauza asta sunt și mulți, multe. Când a extras apa din a căzut, s-a făcut găurile acelea de meteoriți pe toate planetele. Așa. Deci acolo e materie moreală, înconjurată de materie. Vă zic încă o dată asta. Și din nou vă avertizez, uitați-vă la poză de ansamblu cu Whirlpool. Între stele nu e delimitată deloc de stele. Ei le izolează. Vedeți restul pozele față de acestea. Și vedeți că au șters stelele din jur. Moreal și în filmulețul pe care l-am pus, au șters stelele din jur, pur și simplu. Au șters stelele din jur. Și deci se află printre stele, că toate sunt acolo și printre stele, într-o felie de stele, Whirlpool. Asta am vrut să zic de că video ăsta despre galaxia Whirlpool. Este sub 24 de ore cu viteza luminii, 26 de miliarde de kilometri. Și ea este mică, n-are niciun minut, mereu zic, câteva secunde cu viteza luminii, de la un cap la altul. Și numai steaua din centru și ea din colț. Este așa și v-am spus, urmăriți brațele, nu cad înăuntru. Ce fel de orbitare e asta? Salut, numai bine! Știință la un suc de portocale. Iată sucul meu de portocale, pe întuneric. Îl vedeți? Nu-l vedeți. Deci materia nu se vede, nu se vede. Și am și lanterna aprinsă. Ia uite, acum, vedeți? Vedeți? Uitați pe oglindă din nou, vară. E o oglindă defectă, nu e așa de asta. Uitați, așa sunt galaxiile. Dacă luminează acolo stele, chestiile astea mici sunt stele, nu sunt, sunt luminate de steaua din centru. Și uite numai când plec de lângă, cum se întunecă. Și să știu eclipsele, ce lipsește din lună, să vede jumătate de pământ după lună, la Apollo, lipsește pământul, materia nu luminează. Deci e materie acolo.